Hei, la Valaru, înainte de a spune cum Hristos a înviat, mii de scuze, programată mult mai devreme, s-a lungit, trebuie să spunem, telespectatorul a fost programare a colaboratorilor și sigur că la fiecare am planificat 15 minute, până la urmă s-a lungit. Spuneți-ne cui făcea semn cu În primul rând, mă bucur că ați ajuns în casa noastră prin mijlocul tehnologiei, este adevărat. Vreau să vă fac cunoștință cu cineva, sper să mai rezistă. Ia mama, cum ești? Ia. Fetița noastră frumoasă, o prințesă. Să ne întrebăm pe Adrian dacă pare că avem voie. Avem voie? Nu contează, da? Atât timp cât e mămică, avem voie. Dacă era altcineva, nu avem voie. Dar e mămică. Asta este voie. Fetița noastră? E mămica lângă noi. Mămica e lângă noi. Uite aici pe cineva. Așa, dumneavoastră sunteți... Mita mea, vezi? Uite. Dumneavoastră sunteți bunică, domnișoara Mihail. N-arătați-a bunică. Hai să facem cu mâna, pa? Hai să spunem pa, domnule. Facem cu mâna. Pa? Da. Pa? Da. Gata, mamă. Ia spuneți-mi care din nepoți. Cu toată familia, ia povestiți-ne. În primul rând, e o zi specială pentru toată lumea. E adevărat, mi-aș fi dorit foarte mult ca această zi să se Paștele, să-l petrecem și la părinții mei, la Șușani. În 30 de ani, aproximativ 30 de ani, cred că este a treia oară când nu mergem acolo. De fiecare dată era literă de lege ca noi să mergem la Șușani de Crăciun sau de Paște întotdeauna. De Crăciun mai săream așa peste. E o pasăre în afară, e un copac sau aveți... Sunt ce păsărelele se audă, da, bine, eu am un cireș în față care vreau să vă spun, anul trecut a fost plin de cireșe încât s-au uscat cireșele în el și sunt multe, sunt păsărele, le auziți. Nu sunt mecanice, păsărele. Da, se aud chiripind. Bun. Da. Sunteți toată familia, spuneți... Fetele, suntem cu fetele, cu prietenul fetei mele celei mari, au pe Amelie, superba nepoțică. Și să zicem că lucrurile se petrec normal. Așa, într-o izolare, un pic cam greu deci, de dus. Din ce știu eu despre familia dumneavoastră, este fata care e aici, la liceu? E cum vorbesc, eu am două fete, da? Andreea, care are 16 ani, are un pic și 16 ani, iar Elisa are 25 de ani. Merge pe două. E cea care a venit din Anglia și apoi a venit și prietenul, da? Prietenul ei, care a stat 14 zile obligatoriu în izolare. Bineînțeles, nu acasă la noi, pentru că asta ar fi însemnat să intre toată familia în izolare și atunci i-am închiriat un apartament aici în Chiajna. Mă rog, am o experiență urâtă, nu mi-o doresc să se mai repete, dar a fost nevoie de necesar să se întâmple așa. Sper că nu v-am lungit, ați avut prânzul de Paști? În general, masa noastră... Cea de prânz este mai târziu, va urma, pentru că se va face un grătar aici la noi, dar oricum, în general, cam 15 este ora. Dar nu, a fost o plăcere, mă așteptam cu drag, vă dați seama că... Da, să-i transmite sărutările și soțului, să-i doi avocați, dați faliment cu ocazia asta? Doamne ferește, sper să nu se întâmple așa ceva, încă... Noi rezistăm, mai sunt, știți, eu merg foarte mult pe latura familiei și, din păcate, problemele pe această linie continuă. Sunt situații în care te caută oamenii pe tema aceasta de pensie de întreținere, program de vizită minor, e la marea... masa dosarelor pe latura aceasta, programul de vizită. Părinții nu se înțeleg cu privire la programul de vizită al copiilor. Iertați-mă, e o noutate. Deci, sunt cu părinți care
tați sau mame care trebuie să viziteze, da? Da, da. Păi și cum ai respecti acum că nu ai, ai voie să te duci? Cum se întâmplă? Nu. Suntem în procedurile acestea de a depune o întâmpinare, de a face o cerere. Nu, nu întâmpinare. Deci dumneavoastră ați administrat foarte multe situații în care s-a stabilit soțul vine și vede copiii la o săptămână, da? Care la mamă. Păi acum în coronă... De două ori pe lună e un program standard. Dar acum cum îl vede în coronă? Nu se mai respectă pentru că mi se pare firesc copilul să nu fie scos din mediul lui, să nu fie expus, pus în pericol, luat de celălalt părinte și dus în, la, în locuința tatălui, spre exemplu, cum se întâmplă de multe ori. Părțile se înțeleg pe perioada aceasta. Nu există situații excepționale în care unul dintre părinți să fie irresponsabil și să insiste astfel încât să scoată copilul din casa unde locuiește, alături de părintele cu care locuiește. Asta a dat o știre. Deci în perioada aceasta nu mai au loc vizitele... Eu presupun că așa se întâmplă, pentru că, în general, părinții ajung în instanță atunci când există un război între ei. Dacă s-ar înțelege, nu ar ajunge în instanță, ar merge la notar, s-ar rezolva problema foarte rapid. Dar clienții mei, eu mă refer doar în ceea ce mă vizează pe mine, se cedează cel care are un program de vizită și ori mama e de bună credință și îi permite accesul în locuința sa totuși să vadă copilul, pentru că așa este firesc, sau nu-l vizitează pe o perioadă termen nelimitat, că nu știm cum se va întâmpla. Declarația pe proprie răspunde ce scrii, că nu-i trecut, mă duc să-mi văd copilul. Bine, ar putea să spună program de vizită minor. Deci nu ar fi asta o problemă, deci e un motiv întemeiat. Da. Dar există un risc, deci un risc, un părinte responsabil consider că n-ar trebui să insiste, pentru că inclusiv el poate să fie purtător. Corect. Și să nu știe. Și atunci ce face? Intrând în locuința copilului, cu siguranță ar putea să creeze o situație gravă și nu e bine. În această perioadă și dumneavoastră și soțul lucrați ca avocat? În această perioadă au fost, la începutul crizei de pandemie, situații în care au trebuit să merg în instanță, s-au respectat niște lucruri acolo, am fost singuri noi, părțile și judecătorul. Cu măști? Stați, aveați măști? Am avut-o la mine. Da, judecătorul aveam. Nu, eram chiar la început. Nu era așa o... nebunie, cum este acum. Și mai ales că era o distanță semnificativă între judecător și părțile din sală. Totul s-a întâmplat la judecătoria sectorului 1 și chiar era o distanță suficient de mare. Acum v-au vrut în șomaș tehnici pe noastră? A fost o hotărâre de guvern? A fost o luptă pentru a se ajunge aici, adică și avocații să beneficieze de un sprijin din partea statului. Și sunt foarte bine că avocații de regulă nu prea beneficiază de sprijin, pentru că suntem o entitate proprie și atunci trebuie să ne ajutăm cum putem. Au luptat câțiva avocați pentru a se lua câteva măsuri și pe această latură, dar nu știu dacă deja a fost publicat ordonanța. Nu m-a interesat, pentru că nu am fost într-o situație atât de la limită. Ar fi mai bine să fie ajutați cei care, într-adevăr, au mare nevoie. Doamne ferește să nu ajungem și noi în situația asta. Și de asta nici nu sunt chiar la zi cu ce se ne întâmplă. Dar nu va fi un ajutor semnificativ, să nu credeți că... Vă mai țineți emisiunea Povești de Viață? Aveți... Mi-e tare dor de emisiunea Povești de Viață. Păi de ce? Televiziunea s-a închis? Nu se pune problema în sensul acesta de a se închide televiziunea. Nu există un risc și atunci doamna Olga Croitoru a hotărât să nu se mai facă înregistrări în studio. Probabil dacă aș intra, uite așa, pe Skype sau mai știu eu cum, dar sincer mi-e greu să mă adaptez la această modalitate de lucru. Am senzația că nu transmit mesajul așa cum trebuie, nu ajung la sufletul omului și merg pe principiul acela să fiu față în față cu invitatul. Știți foarte bine. Da, toți și Cătălina Porumbel și Denis Rifai care a stat de vorbă, sigur, sunt de acord cu mine,
sunt acuroase, că trebuie neapărat acel contactul la distanță, nu în cadrul unui interviu, rupe apropierea aia între dumneavoastră și interlocutor. În ultimul comentariu pe care l-am apărut chiar astăzi, la rubricii noastre, vorbiți de a primi semnale în legătură cu abuzurile, de cu contravențiile. Alo? Abuz, mă auziți? Da, sunt oameni care... Eu acum v-am auzit. Eu v-am auzit. Da, este adevărat, îmi scriu pe Messenger vale. Și pe latura aceasta, mai suntem în direct? Eu vă da, 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 da. Așa. Chiar mi-este tare teamă în Chiajna. Știți foarte bine că ne-am mai vorbit de multe ori la telefon și în casă e dificil să întrerupe, nu aud așa de bine, dar văd că afară totuși e bine. Asta vă spuneam, sunt oameni care îmi trimit procesele verbale să-i îndrum, să-i nu contracost. Să este procesul verbal, să nu conteste. Amenda este destul de... Fică mi-a face poze. Mami, te vezi deja în geamul din spate. Fică mi-a face poze, domnule Cristoiu. Dacă poate să apară și aia, n-am văzut-o niciodată. Se îmbrâtă și mie. Să-mi arăta și mie. Da. Da, nu prea vrea... Am înțeles, nu? E drept ei... Mă rog. Așa, și ce vă spuneam, spre exemplu, un proces verbal pe care l-am primit viza o amendă de 2000 de lei, luată de o tânără, de fapt un grup de tineri au luat aceeași amendă pentru că la ora 12 noaptea erau la poartă. Și atunci patrulele care totuși, uite, își fac treaba și noaptea circulă, polițiștii din zona rurală de unde se întâmpla lucrul acesta, i-au amendat. Și 2000 de lei pentru un tânăr de 18 ani, 19, 20, aici, așa, contează, nu? Și m-a întrebat ce au de făcut ca să conteste. Ce se va întâmpla? Nu dat... Ce se va întâmpla? Eu le-am sugerat, le-am spus așa, indicat ar fi să plătească jumătate din amendă, să o plătească, pentru că dacă, de ce vă spun, jumătate din amendă, de ce spun asta? În instanță, dacă pierd procesul, dacă pierd procesul și au plătit în termenul legal, rămâne 1000 de lei. Dacă nu plătesc deloc, vor trebui să dea 2000 de lei, exact cât e prevăzut în procesul verbal, pentru că amenda e de 2000 de lei. Dar dacă plătești în 48 de ore sau 15 zile, cum am văzut că a tăiat polițistul, a înlocuit 48 de ore cu 15 zile, jumătate din amendă, aceea rămâne. Eu le-am spus, contestați amenda, deci plătiți amenda în cele 15 zile, după care, în termenul de 15 zile de la primirea procesului verbal, contestați. Pentru că poate ai norocul să dai peste un judecător de bună credință și care să considere în viziunea sa că ar fi putut, n-ar fi fost nicio problemă dacă polițistul ar fi aplicat un avertisment inițial, în prima fază. Și în momentul în care câștigi procesul, îți dau înapoi banii? Da, și se returnează banii înapoi. Banii ți se returnează, sigur că da. Avantajul este că dacă pierzi, nu plătești 2000 de lei, rămâi cu cei 1000 de lei pe care i-ai dat. Ideal ar fi să nu se... Eu le-am spus, încercați să vă abțineți după, dacă sunt niște măsuri prevăzute în acea ordonanță clare, certe, respectați-le. Nu vă dați de scurt, că nu aveți nevoie. Sunteți și o foarte bună avocată. Spuneți-mi și mie, cum ați apăra în instanță? Deci a venit polițistul și acolo în ordonanța aia militară, cum spunea Renate Weber, avocatul poporului, scria în apropierea blocului și tu a sancționat-o considerând că nu era în apropiere. Cum demonstrați noastră judecătorului ca avocat că nu era, că polițistul a greșit? Adică cum se va dovedi? Foarte multe neconcordanțe care cu siguranță vor fi avute în vedere de judecător. Vor fi suficiente argumente, consider, pe care un avocat le poate aduce la cunoștința judecătorului, astfel încât să găsească în acel proces verbal acele chichițe, inclusiv cu privire la distanță, pentru că ar trebui,
Vedeți? De asta spun că nu rămâne, n-o să rămână în picioare, vor fi foarte multe anulate, foarte multe procese verbale anulate, pentru că e foarte dificil ca tu să apreciezi acea distanță atâta timp cât nu ai trecut în momentul în care ai încheiat procesul verbal. Și cum treci tu distanța corectă? No, normal era în ordonanța militară să fie trecută, nu în apropiere. Dar, da. Sigur, bine, dacă s-ar face o întreagă analiză, ar trebui... Bine, actul de identitate poate să fie o adresă, de fapt, na, să mai ai încă o reședință, nu știu unde, și mai aproape. Sau... Nu, e chiar o discuție care, din punctul meu de vedere, va avea câștig de cauză în instanță, clar, contestatarul. Nu, e foarte greu să, cu precizie să stabilești tu distanța. Practic, mi se pare imposibil. Am înțeles fata cea mică la liceu? Andreea este la Ghiote. La cât? În ce clasă? În clasa noua. Păi, clasa noua. Și cum? Vorbesc de cea mică. Da, vorbesc cum o faci? Cea mică, cum o faci? Tot așa, au grup de lucru pe Zoom, la fel. Au pe grup Zoom? De lucru, intră cu profesorul, ecranul este plin de colegi, i-am văzut și eu la un moment dat. Da? Și interacționează, dar nu la toate materiile. Câteva materii, probabil cele mai importante. Germană, istorie. Teze vor da? Teze, vezi da teze? S-a discutat? Se presupune că da, atunci când se vor întoarce la școală să se meargă mai departe. E dor de colegi? Da, asta vă spun eu. Este foarte dor. Deja cred că e la limita rezistenței. Este foarte greu să reziști în casă, bine, ea are curte și ar putea să mai iese, dar nu e așa încântată să stea mai mult afară, tot în camera ei stă. Purtați mască? Mască, am avut ședința de consiliu local aici în Chiajna, la sfârșitul lunii, toți... Am purtat masca și o distanță considerabilă de toți consilierii. Nu mă refer ca femeie, că arătați groaznice cu masca. Dar până acolo n-am purtat-o, bine, m-am dus cu mașina, încerc cât pot să nu-mi place, să nu o port, decât dacă este necesar cu adevărat. Dacă nu sunt într-un grup apropiat, așa mai, să nu se poate păstra distanța de 2 metri, nu o port. Dar am văzut am cam evitat să ies. Era pe Euronews un filmuleț despre Vietnam că lucrează, că se va introduce moda măștilor, adică nu va fi orice mască, cu unele cu flori. Credeți că indiferent de cât de frumoasă o mască, tot mască rămâne? Am văzut perfect. Da, o mască, indiferent cât de frumoasă e, tot mască urâtă rămâne, ca să folosim. Da, rămâne urâtă. Bine, eu sunt și o femeie care, în general, a evitat să-și acopere fața, indiferent. Mai port eșarfe, mai mult de design, de-a lungul anilor, cam așa s-a întâmplat. Dar nu-mi plac, nu. N-aș purta. Doamne ajută să treacă toată această pandemie și să revenim... Sunteți optimistă sau pesimistă? Va trece sau nu va trece? Suntem scorpioni și suntem optimiști. Știu că... Da, așa e, suntem foarte optimiști. Eu tot cred că un vaccin va fi descoperit și ni se va... se va da către oameni, se va face, nu, cum se spune, ziceți, vaccin. Clar, un vaccin ne va salva. Bun, ne va salva. Vaccin. Deja a trecut o lună, cum arată o zi din viața noastră? O zi. Vă aud cu timpul întrerupere, de asta da, așa e, la Chiajna și acolo nu merge bine internetul. Ați auzit? Da. Am auzit, dar n-am auzit întrebarea. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Acum, presupun. Da, acum. Pandemie, da. În pandemie. Ne sculăm foarte devreme, pentru că cu voia noastră sau fără voia noastră, Amelie ne dă deșteptarea undeva pe la 7, 6:30, 7.
Ne ocupăm puțin de fetiță, este adevărat, o ajut și eu foarte mult pe Elisa cu fetița. Oricum e o scumpă și nu poți să treci pe lângă ea fără să te duci, să îi îmbrațe. E comunicativă. Acum simt și eu cu adevărat, parcă n-am simțit la fel cu fetele mele. Acum mi se pare ceva diferit, aparte, nu știu, ceva special. Așa, câteva ore o ajut pe Elisa, după care, dacă nu am ceva de lucru urgent, ies în curte și am treabă. Cât aș vrea să ocolesc curtea, ceva voi găsi. Flori, nu știu, mai crește o buriană, cum se spune la țară, o smulgi, rupi, orice face în curte. A, și răsaduri, am pus și flori, o să vă spun. Sper să, pentru prima dată în premieră, să vedem dacă vor răsări. V-ați propus să rezolvați ceva în această, de exemplu, eu mă gândesc o groază că ieșim din carantină și n-am terminat și mi-am propus. V-ați propus ceva pentru perioada asta? Mi este teamă, să știți. Spre exemplu, am dorit să fac lucruri și în casă. De la bibliotecă, pe unde am făcut ordine și disciplină, bine, dacă m-ar auzi fetele mele, ar spune, dar tu cred că ai suportat cel mai ușor această criză pandemică, pentru că igiena exagerată te caracterizează. Deci era ordine, dar ar trebui să caut, să nu știu, să le rearanjez, să fac atâtea. În mansardă, atâtea s-au făcut. Mai am câteva lucruri, n-am terminat. Chiar îmi doream să termin Paștele, să mă găsească cu toate terminate. Nu am reușit, dar mi-am propus într-o săptămână să termin, ca să am timp după aceea de analiză și studiu. Îmi doresc, atunci când scriu ceva, să nu mai... să am și atenția aceasta distributivă. Fantastică. Deci acum, dacă cineva vorbește alături, deja aud ce spune. Să fiu liniștită, să mă pot concentra la problemele pe care le am și eu și vreau să mi le rezolv. De la a citi, atunci când scriu, să fiu foarte liniștită, să îmi fac pe latura profesională foarte bine tot ceea ce mi-am propus, toate lucrările. Nu, vă rog, spuneți. N-am înțeles. A venit cu lumină? Cu lumina? Da. Cu lumina sfânt. Da, chiar m-a deranjat această situație. Nu au venit. Eu aici am lumânările de anul trecut. Le-am reaprins. Nu a venit nimeni. Cu toate că pe grupurile de lucru, pe Facebook și peste tot, am văzut că vor veni. N-a trecut nimeni, nici cu Paște, nici cu lumină, nici cu nimic. Poate nu o să vă vină să credeți ce vă spun acum. Anul trecut, când am mers la înviere, am luat pască. Și pentru că aveai posibilitatea să iei câte cutii doreai, am luat două cutiuțe, cam așa. Da. Una am băgat-o în congelator. Am lovit de ea tot anul. Dar n-am scos, că nu știam ce să fac cu ea. Cum să o arunc? E ceva sfânt, nu pot. Ce să fac cu ea? Și astăzi am scos cutia cu Paști și am luat de dimineață și o să luăm o săptămână cât se spune. Cum apreciați acest... ar fi fost bine ca oamenii să meargă la biserică păstrând distanța socială sau să nu meargă deloc? Adică s-a ajuns la un compromis. Cum îl apreciați dumneavoastră? Totuși sunt adepta reținerilor în această situație. Mi-ar fi fost teamă. Poate unde am un copil mic în casă acum. Pentru că distanța nu se păstrează, din păcate. Îmi spunea și soțul meu, el a fost cel care pe toată perioada aceasta a fost la cumpărături. Trebuia să se autoprotejeze el, pentru că altfel, oriunde te-ai duce, lumea nu respectă regulile. Și mai bine prevenim. Prevenția e foarte bună. Bănuiesc că la întoarcere l-ați înnebunit cu măsurile de precauție. Vai, da. Bine, cu toate că mâinile foarte, foarte... Nu dumneavoastră, el când s-a întors, l-a pus cu mănuși, cu mască. Păi asta spuneam. A, bine, mânușile și masca nelipsite. Clar. Da. Dar e o întreagă procedură în momentul în care ajunge acasă cu cumpărăturile.
Adică, eu trebuie să le preiau, da? Pun mâna pe ambalaje, trebuie să-mi pun mânuși. Ce e de spălat, spăl. Ce nu pot, pentru că nu ai cum, le pun în frigider. Dacă nu le pun în pungi, așa iau cu mânuși, după aceea... Am înțeles. Întreagă nebunie. Vă temeți de coronavirus? Mă tem dintr-un singur punct de vedere. Sunt și maică mi-a spunea că, Doamne ferește, dacă vreodată s-a întâmplat ceva, eu voi fi printre primii care voi lua orice virus, pentru că imunitatea mea, din cauza igienei exagerate, cred că n-ar rezista și aș putea să fiu expusă. Mie se teamă. Pe de altă parte, sunt și un om care răcește foarte repede. Dacă e un pic frig afară, deja pe mine mă doare în gât. Exagerată, da. Nu știu, am fost foarte, foarte exagerată. Părinții ce fac? Am vorbit de dimineață, am vorbit și azi noapte, pentru că am ascultat slujba pe Trinitas la televizor. Am, după slujbă, de fapt era unul noaptea, am vorbit pe WhatsApp, ne-am văzut. De dimineață la fel și mai am să vorbesc cu tatăl meu, astăzi n-am apucat să vorbesc, cu sora mea, mai am câteva interviuri. Ei unde sunt, la Râmnicu cu Vâlcea, nu mai țin minte? Sau... Șușani, județul Vâlcea, e un sat, comuna Șușani, undeva între Slatina și Drăgășani. Au ieșit la muncile câmpului? Da, maica mea face asta, că am și vorbit cu ea. Bine, nu ea neapărat, dar totuși ea dirigează totul. Deci coordonează, are așa... o manie, să zicem așa, de a ține totul sub control și se implică, ea este cea care se implică, da, se lucrează la țară. Da. Înțeleg așa, că după aceasta, când încheiem acum, vă pregătiți și faceți așa prânz de Paști, cum e? Va trebui să facem grătarul, care se pare că e cel mai așteptat, și masa de Paște, cum s-ar spune. De dimineață, oricum, a fost ceva, dar de acum încolo va urma întreaga procedură, să spunem. Eu, oricum, vă spun Paște fericit. Mulțumesc, aștept ca de obicei cele noastre. Le spuneți bine, aștept să vă reluați și emisiunea. Da. Și sper să ne vedem, să veniți, să se deschide biblioteca și să veniți fără mască. Mi-e dor de bibliotecă, de Biblioteca Academiei Române, de dumneavoastră, de discuțiile noastre, așa. Și îmi doresc să pot să am oportunitatea în continuare să învăț de la dumneavoastră multe lucruri pe latura asta de, nu știu, jurnalism. Dar să veniți fără, v-am spus, fără mască. Și de aș purta-o până la poartă, în momentul în care vedeam, am dat-o jos. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Vă doresc și dumneavoastră să aveți un Paște fericit, să vă bucurați de Sărbătoarea Sfântă, alături de soția dumneavoastră și de cei noi dragi. Muncim, din câte se vede eu. De la... Dumneavoastră chiar ați muncit acum. De la ora 12 și diseară am și o emisiune la Antena 3, dar de la ora 12 sunt într-o așa un fel de telecon. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, cu drag. La revedere. La revedere. La revedere. Da. Ionuț Cojocaru nu are nevoie de nicio prezentare, am scris despre el. Inițial am scris că e cel mai bun turcolog al nostru, acum pot să spun, nu pot să spun că e cel mai bun istoric, că cel mai bun istoric e președintele Academiei. Când o să ajungă președintele Academiei, o să spun că e cel mai bun. Cel mai bun istoric tânăr. Spuneți-mi ce faceți acum. Unde sunteți? Eu m-am mutat la Brănești, lângă București, la vreo 15 km. Într-un fel nu mă afectează foarte mult această criză, pentru că am pădurea lângă, lacul lângă. Mince programul cu cei mici. Am doi copii de 3 și 8 ani, aproape. Ne jucăm, după care revin la ale mele. Citesc, mă informez de Turcia. Turcia are o creștere foarte alarmantă a numărului de cazuri. Oricum, ei fac în jur de 40.000 de teste pe zi, nu ca noi. Și cred că în 2-3 zile o să intre în primele, cele mai afectate de COVID și urmăresc și măsurile luate de Erdogan în ceea ce privește Turcia. Bineînțeles că citești știrile de la noi. Ce măsuri a luat? Că el e mai original, așa.
În primul rând, de vineri până duminică seara, nu dă voie nimeni nu-i să iasă din casă. Deci pe perioada weekendului nu mai există. Nimeni, dar de ce pe perioada weekendului? Păi turcii sunt mult mai greu de înțeles decât noi. E foarte greu ca în zona islamică, în zona statelor musulmane, să pui restricții, să nu te întâlnești, pentru că știți foarte bine, mulți dintre ei trăiesc, dacă ați văzut blocurile acelea de vreo 3-4 etaje, trăiesc cu familiile. La parter trăiesc bunicii, la primul etaj trăiesc părinții, la etajul următor copiii, primul, al doilea, al treilea și așa mai departe. Ei sunt prin natura lor foarte sociali și e foarte greu să-i desparți. Însă, în momentul acesta, s-a încercat și acest lucru, neputându-se în timpul săptămânii lua măsuri chiar foarte dure, chiar dacă s-a interzis să iasă din casă, s-au interzis să meargă la... Totuși, creșterea este alarmantă. Și atunci, de vreo două săptămâni, a fost și un joc al lui Erdoğan, ministrul de interne, la un moment dat și-a anunțat demisia, Erdoğan a ieșit că nu o acceptă. A fost și este o întreagă bătaie de cap, pentru că, chiar dacă numărul de morți nu este foarte mare, au trecut de 70.000 de cazuri, au depășit Iranul la numărul de cazuri și astăzi va depăși și China, urmând să fie în spatele Marii Britanii și probabil cred că în două zile o vor depăși și vor intra alături de Italia. Fac teste de asta. Ei fac teste mult mai mult, fac într-o zi cât am făcut noi de la începutul crizei, practic. Adică... Bazare deschis? Nu mai s-a închis. Ce-ar fi fost în bazar, nu-i așa? Nu, s-au închis bazarul și zona taxi, de nerecunoscut zona de promenade a lor și marile orașe. Adică, practic, încearcă, cu toate că este greu. Însă, în același timp, e greu cu criza... Pentru că Turcia este și într-o situație destul de ciudată, din punct de vedere economic nu stă foarte bine, dar în același timp trimite ajutor în peste 30 de state. Dacă vă vine să crezi, Turcia a trimis ajutor și în Marea Britanie. Da, mă înțeleg. Da, bun. Este acea politică de neotomanism, practic, și de aceea de mândrie națională, că uite, noi suntem un stat umanitar și trimitem ajutoare peste tot. Da. Ce citiți în perioada asta? În perioada asta îl citesc pe William Tauman, chiar sunt în anii 90 cu Gorbaciov, în care a pierdut practic o mare parte din putere, Yeltsin a devenit președintele Parlamentului și practic este jocul acesta de șoarecele și pisica și încerc să-mi explic cât de naiv a fost Gorbaciov, prin sensul că, știți, toată lumea a primit premiul Nobel pentru pace, omul a venit cu acea idee de perestroica și glasnost în care a încercat într-un fel să umanizeze, dar în fond, dacă stăm să ne raportăm pragmatic, practic naivitatea lui a dus la dezintegrarea statului pe care îl reprezenta. Și în ideea că toți colaboratorii lui până la urmă nu înțelegeau sau se făceau că nu înțeleg sau probabil credeau pe Gorbaciov naiv într-un anumit joc. Joc în sensul că domne, omul acesta zice că noi trebuie să lăsăm măsurile mai, să nu fim chiar atât de autoritari, dar în același timp cred că vrea să ne testeze oarecum și pe noi, pentru că măsurile respective duc la o anumită implozie. Și e destul de ciudat jocul acesta. Am întâlnit și referit la vizita din 89 din România cu Ceaușescu, chiar detaliază o întâlnire la uzina 23 august, în care la un moment dat vrea să rupă ritmul acela de a saluta muncitorii, se dă jos și vrea să-i salute pe muncitori. Iar muncitorii o țineau pe lor, Ceaușescu, Gorbaciov, Ceaușescu, Gorbaciov, domnule, stai puțin, că nu e nimic. Erau așa de setați. Mai înainte. Însă e destul de ciudat, pentru că explică Gorbaciov, pentru el Ceaușescu s-a dovedit un om de neînțeles. Adică pur și simplu noi nu înțelegeam ce vrea să facă Ceaușescu și care era strategia lui. Bine, pe lângă faptul că Ceaușescu, știți foarte bine, nu l-a great pe Gorbaciov, îl considera un naiv, ceea ce, culmea, am ajuns la concluzia lui Ceaușescu, din cartea despre Gorbaciov. Naiv era. Mai înainte cu Șerban Cionov, am făcut acest joc al fanteziei. Cum ar fi arătat criza la noi dacă în ultimii ani a lui Ceaușescu? Dacă ar fi fost acum Ceaușescu în ultimii ani? S-ar fi anunțat, nu s-ar fi anunțat? Ia, hai să încercăm să ne gândim. Nu cred că s-ar fi anunțat, dar cred că măsurile ar fost mai ferme și hotărâte.
Pentru că, dincolo de toate cele, știți foarte bine că echipa care era în jurul lui Ceaușescu era o echipă de oameni competenți, în comparație cu ceea ce avem acum. Adică îi invit pe telespectatorii care se uită la noi să citească ultimul mesaj al lui Claus Iohannis de sărbătorile pascale, să vadă cât de semi-analfabet este. Adică mie mi se pare destul de ciudat să te adresezi românilor, să le spui că lumina învierii este un bun prilej de a te bucura alături de familie. Păi dacă mă obligi să stau în casă, nu stau alături de familie, cum naiba stau? Sau în aceste zile manifestăm iubirea față de cei dragi, tocmai renunțând în a-i avea lângă noi. Păi, ori, adică cine citește și ia cuvintele așa cum sunt scrise, constată, nu știu, debandada care merge la cel mai înalt nivel. Adică unele măsuri pe care astăzi se iau, mâine se revine asupra lor, oamenii nu știu exact încotro merg, nu știu exact de cine să asculte și așa mai departe. De aceea... Da. Am văzut-o în aproape toate comentariile în ultimul timp, aveți o țintă Iohannis. De ce? Pentru că eu cred că totul merge de la Iohannis. Adică telespectatorii sau cititorii noștri ar trebui să nu cadă în capcana de a se lua după guvern, de a se lua după Ludovic Orban sau după miniștrii din guvern, pentru că deciziile, știți și dumneavoastră, știu și eu, se iau la Cotroceni. Practic, guvernul este făcut de el, practic, guvernul este condus de el, miniștrii, înainte de a hotărâ ceva, îl întreabă și așa mai departe. De aceea, în ultimul articol pe care vi l-am trimis, acela cu Vela, știm foarte bine că Vela, când a luat măsura aceea cu biserica, l-a informat. Văzând, practic, comentariile și iureșul acesta împotriva deciziei respective, a venit și ca un laș l-a găsit vinovat, bineînțeles, tot pe Vela, pentru că de Ludovic Orban nu putea să se debaraseze în momentul respectiv, pentru că e o procedură mai îndelugantă, a rămas să încaseze toată această șaradă ministrul Vela, care, mă rog, nu am o părere foarte bună despre ministrul Vela, dar asta nu înseamnă că în cazul respectiv ar trebui chiar el judecat. Pentru că, din punctul meu de vedere, președintele nostru este un laș pentru că nu răspunde presii, nu răspund întrebărilor pertinente. De ce, de exemplu, oamenii n-au avut voie să meargă la biserică și la supermarket au avut? Eu am fost alerte la supermarket, era plin. Pur și simplu, de-abia am găsit un loc să parchez mașina. La celelalte magazine, la fel. Aici și la mine aici, în Brănești, este o aglomerație în orele în care oamenii merg la cumpărături. Să ne spună președintele, de exemplu, de ce nu putem să mergem acolo. Sau să ne explice de ce au trimis oameni în Germania la Cureț de Șparanghel, chiar și aia din Suceava. Să ne explice sau cine dă socoteală de mortul acela care a murit la Cureț de Șparanghel sau poate ori fi mai mulți morți. Sau de ce mai zboară avioane cu români în Marea Britanie, unde este pericolul mai mare ca în Germania. Și așa mai departe. Adică sunt anumite întrebări pertinente, consider eu, în care autoritățile ar trebui să ne dea un răspuns clar. Cum ne facem asta? Sau noi pe cine reprezentăm? Sau nu poți să iei anumite măsuri să-i obligi pe oameni? Sau oamenii merg la serviciu, știți foarte bine că sunt multe instituții care oamenii aceia merg la serviciu, unii stau 3 în birou, 5 în birou, 10 în birou. De ce aia poate să stea în birou și în alte cazuri nu se pot sta în birouri? Sau să nu se meargă sau să nu funcționeze anumite lucruri? În al treilea rând, știți foarte bine, nu vedem măsuri economice. Deci pur și simplu n-am găsit în momentul de față președintele până la urmă să ne explice de ce noi nu avem un plan de redresare economică sau cum putem să începem anumite lucruri. Au un talent atât de eliptic, aș putea spune, că dacă îi urmărești, pur și simplu nu-ți dai seama, dom'le, oamenii aceștia ce vor să spună. Adică se pierd în atât de multe detalii, ca într-un fel să plictisească pe cel care îi aude și pur și simplu să nu mai înțeleagă nimic și să treacă mai departe. Bun, și eu, în momentul ăsta cu biserica, rămâne istoric. Și eu am fost de părere că se putea merge la biserică, păstrând, sigur, afară și distanța socială. Spuneți-mi și mie, ca istoric, biserica a pierdut acum sau n-a pierdut? Eu de mult timp urmăresc activitatea bisericii, mi-ar fi plăcut să văd un pragmatism în conducerea bisericii și o asumare a deciziilor. În schimb, în momentul de față, văd biserica nu vrea să supere, nu vrea să deranjeze, dar și-ar dori. Adică, mi-a plăcut sincer să vă spun mai mult atitudinea lui Teodosie, care s-a pronunțat direct, domne, ar fi trebuit să mergem să ceva. De la
prea fericit, Daniel, n-am văzut o atitudine la fel. În sensul, bineînțeles, a încercat cumva să fie aproape, să trimită mesaj, dar putea să, nu știu, a trimis prin purtătorul de cuvânt, domne, noi respectăm deciziile statului. Acum, având în vedere că biserica totuși e o parte a statului, primește salarii de la stat, discută bugetul cu statul și așa mai departe, atunci probabil n-a vrut să supere conducerea statului. Dar în același timp ar fi putut, pentru că până la urmă prea fericitul părinte patriarh nu are, cum să vă zic, nu are mandat, nu pierde alegeri, nu pierde puncte. Din cauza asta ar fi trebuit să-și asume direct. Da, domne, lăsați oamenii să vină la biserică. În condițiile în care mergi și la supermarket, în condițiile în care mergi și la servici și așa mai departe. Dar probabil e și o testare a populației, din punctul ăsta de vedere, pentru că știți foarte bine că băieții din servicii testează chestiile astea și probabil vor să vadă cum reacționează românii la deciziile respective. Și în mare parte românii sunt docili, nu deranjează, nu supără. Apropo de Klaus Iohannis, așa o întrebare am mai pus și altora, numai ca istoric. Cum de n-a reușit el să fie istoric? Avea toate condițiile în acest moment, nu-i așa? Eu nu cred că Klaus Iohannis are o strategie, nu cred că el merge cu un plan, nu cred că el are ceva, eu cred că el nu se simte bine în funcția lui de președinte. El pentru că, nu vedeți, are momente când n-a apărut cu lunile la televizor, acum când e criza aceasta, a apărut zilnic și mesajele lui nu seamănă unul cu altul. Dacă vă uitați, eu cred că mesajele sunt primite dintr-o parte sau într-alta. N-am o probă în acest sens, dar nu seamănă unul cu altul. De exemplu, penultimul mesaj, acela în care ne-a amenințat, în care a încercat să spună că trebuie sau că urmează o criză foarte grea, eu am și zis că sunt făcute de cineva din servicii și date lui să le citească. Pentru că nu se poate să, pe urmă, vii și vorbești despre iubire. În al treilea rând, știți foarte bine că amândoi suntem istorici, adică în situații de criză, un lider, sau uitați-vă la Trump, uitați-vă la Macron, uitați-vă la Merkel, vii în cuvinte puține și spui ceea ce urmează sau ceea ce vrei, sau nu vii și te contrazici, ești de 100 de ori până plictisești omul, adică oamenii ar aștepta hotărâre. Până la urmă de-aia ești lider sau de-aia reprezinți, bine, eu nu cred că e lider, de-aia reprezinți românii din cea mai înaltă funcție. Să le transmiți un mesaj fără urmă de tăgadă în care să știm, domne, România merge în direcția respectivă și România merge pe drumul ăsta. Nu vii și ne spui că vor urma criză. Păi da, bun, și dacă urmează criză gravă, tu nu ești acolo să rezolvi criza aceea pentru noi? Nu ești acolo să ne favorizezi nouă viața în bine? Adică ce facem acum? Acum venim și ne spunem, va urma o criză grea, ne pregătim, cu anumiți lideri deja ne pregătesc cu acordul pentru femei și așa mai departe, ne îndatorăm și toate cele. Păi bun, dar atunci ce rost mai avem de voi? Adică ce nevoie mai avem noi de instituțiile statului? Instituțiile statului n-ar trebui să funcționeze pentru aportul nostru? Pentru... nu? Da, să vii să tai și să spui că trebuie să ne împrumutăm. Păi asta poate să facă oricine. Eu am făcut un exercițiu ca iubitor de istorie, noastră sunteți istoric, spuneți-mi noastră că ați fi istoric peste 20 de ani și veți găsi aceste mesaje. Găsiți ceva într-unul din ele istoric, adică așa, să, cum a fost al lui Churchill. Da. Cred că mesajele acestea în istorie, Klaus Iohannis va rămâne ca omul care nu a simțit românește. Pur și simplu aceste tăieri de salarii, că am și scris, adică el nu și-a asumat tăierea de salarii, l-a pus pe Ludovic Orban să spună. Da. Faptul că el s-a dus la Consiliul European la ședință și a cerut, înainte de începe criza, să vină românii în țară. Deci el a cerut acolo tuturor președinților sau primilor miniștri să vină românii în țară. Deci i-a adus de acolo ca să-i ajute pe oamenii aceia să nu mai aibă grija și românilor. După care îi trimite la șparanghel și în partea cealaltă. Adică, totuși, eu, sincer, m-aș fi așteptat și la televiziunile noastre să discute asemenea subiecte sau să dezbată aceste lucruri. Nu neapărat făcându-se că ordin pe unitate, nu zicem nimic de Klaus Iohannis, să nu-l supărăm. Dar, în momentul de față, acesta ne reprezintă și deciziile, el este hub-ul prin care deciziile se duc mai departe. Adică, acolo cred eu că ar trebui insistat și ar trebui cumva forțat
de opinia publică să răspundă la întrebările logice cu care ne confruntăm toți. Nu este cine știe ce inginerie sau nu este cine știe ce lucru. Adică suntem totuși, când vii și pui guvernul respectiv, adică totuși, eu am mai scris la un moment dat și știți foarte bine, de ministrul educației, care săraca are carențe de gramatică. Știți foarte bine. Păi bun, și e și profesor de limba română. Adică totuși, vii și ne pui un ministru acesta la educație și după aia spui că guvernul e competent, adică grija lui în momentul de față este să laude guvernul. Da. A fost Ionuț Coșucaru. Mulțumesc, Paște fericit. Aștept pentru luni pe marți, cum spun, textul dumneavoastră. Mulțumesc. O să trecem la următorul invitat. Ionuț Scrivă, spuneți-mi ceva despre... Am văzut într-o corespondență, nu înțeleg. Familia e într-o parte, nu sunt într-o parte, ia spuneți, sunteți... Păi, chiar așa și este. Victime ale pandemiei. Ale pandemiei și ale împrejurărilor. Soția și cu băiatul sunt la soprii mei. Da. Eu mai mergând totuși la serviciu, n-am vrut să-i expun la o eventuală, mă rog, contaminare. Părinții s-au retras, ca de obicei, în fiecare primăvară, până în decembrie, la Siliștea Gumești, iar sora mea este în Statele Unite. Sunteți eu? Era pe vremea lui Ceaușescu, o familie din asta împărțită în toată lumea. Da. Din câte știu, mergeați la Sinaia. Ce mai e la... Ce se mai întâmplă la Sinaia? Că eu n-am... La Sinaia, la fel ca și dumneavoastră, n-am mai fost de luni bune din iarnă. Acolo, din câte am înțeles, primarul chiar se ocupă de Da, am înțeles că n-au niciun caz. Nu, absolut niciun caz. Nu. Și chiar că a fost o dispută că primarul, pe drept cuvânt, a refuzat să... Băi, oia să-i carantineze toate hotelurile. Făcea pulbere Valea Prahovei și dea oia în... Și bineînțeles, cea mai tritată stațiune de Valea Prahovei. Ieri am înțeles din reportajul meu că ați ieșit în sfârșit din casă după cât timp? Păi, după aproape 3 săptămâni. După aproape 3 săptămâni, cu micile evadări la piciorul blocului, la magazinul din colț. Atât. Da. Știți cum e? E un film al sârbilor. Cu ăla în care ies din al doilea război mondial din... Underground. Acuia, cu surița, acuia. Greșesc, acuia. Sau cu surița, cec. Sper că nu. Nu, e iugoslav. Sârb. Sârb, da. Dumneavoastră ați avut această impresie când ați ieșit, că ați ieșit într-o altă lume? Ba da, exact la povestiți-ne, fel. Povestiți-ne, vă rog, în ce sens? În primul rând, ce am întâlnit pe stradă. Oameni speriați, oameni veseli, unii dintre ei, oameni pe care nu-i mai văzusem în viața mea, nici în cartier, nu știu de unde au apărut. Vă rog. Revoltați că trebuie să stea, să păstreze acea minimă distanță de 1,5 metri la coadă, la orice, nu contează. Și multă nervozitate și agitație. Păi la serviciu nu v-ați mai dus? Parcă era la un moment dat o săptămână, dar o săptămână nu. Da, dar am preferat să-mi iau concediu mai lung pentru a nu mă expune. Nici pe mine, nici familia. Am înțeles. Au venit cu lumină la noastră? Da, au venit. Aseară am fost la slujba de înviere pe balcon. Cum pe balcon? Stai să... Pe balcon. Am deschis balconul și cu o candelă am asistat la slujba de înviere pe balcon. Păi unde era? Sunteți aproape de o biserică? Da, biserica e chiar în fața blocului. Aia e experiență interesantă. Și era, se auzea slujba, a ieșit cu lumina la 20. Au ieșit cu lumina, da. Au ieșit cu lumina. Oamenii pe la geamuri se răsărea câte o candă la fiecare fereastră. S-a cântat, s-a spus Tatăl nostru, s-a urat Hristos a înviat. Și dumneavoastră, cum sărbătoreați Paștele înainte și cum e acum? Paștele înainte îl sărbătoream în familie, ca de obicei, cu soția, cu băiatul, cu
soția care făcea până la aproape de ora 11, nu termina pasca de făcut. Da. Eu eram cu ciorba. Da. Cu ciorba de miel. Ieri am fost fiind singur la în casă după nebunia de la cumpărături. Am făcut friptura de miel, am făcut ciorba și mă gândeam, dar ce fac eu singur cu o oală de ciorbă și cu o tavă imensă de friptură? Da, da. Cine o mănâncă? Vă uitați la televiziuni? Da, evident. Care e imaginea, eu nu mă uit, care e imaginea pe care ne oferă televiziunile de știri despre această pandemie? În general, credeți-mă, mă uit mai mult la CNN, la Euronews și la posturile, la porțile străine, la televiziunea franceză, pentru că acolo e o imagine cât de cât mai ok. Față de dar la noi de ce e așa apocaliptică? Cum vă explicați? Ne fiind altceva mai interesant, da, așa e. Ca să te țin în fața televizorului, pandemia e un subiect extraordinar în vremurile astea. Da, un subiect care chiar este de... Spuneți-mi, de fapt, cum arată o zi din viața noastră? Pe o zi din viața mea mă scol la fel cum mă sculam și când plecam la serviciu, adică dimineață. Da. Aud și eu pentru prima dată păsărelele până cartier. Aud gunoierii. Nici nu știam că vin gunoierii în fiecare zi să ridice gunoiul. Da. În fiecare dimineață îi aud trâind tulumbele pe aici prin fața blocului. După ce vin gunoierii, eu... perioadă mică, de vreo oră, două de liniște, ies vârstnicii la cumpărături. Da. Se încolonează de la mine până la Mega, cel mai apropiat Mega Image, sunt vreo 300-400 de metri. Se face un șir unul lângă altul, sau mă rog, cu distanța regulamentară. După ce termină pensionarii, ies tinerii. Iar nu știam că există atâția tineri și atâția copii la mine în cartier. Stați un pic, e o chestie paradoxală. Bă, că nu ați descoperit cartierul în vremuri de restricție. Exact, așa este. Vecini pe care nu știam de ei că există la mine pe scară, îi văd acum. Știți că francezii au avut o emisiune foarte interesantă apropo de gunoieri? Ei, televiziunile occidentale, presa abordează și alte teme decât morții, și anume cum descoperim noi oamenii pe care nu i-am descoperit până acum. Gunoierii, casierii, nu-i așa? Așa este. Și acum ni se par foarte important. Mă rog, polițiștii erau și înainte. Spuneți-mi, cum credeți că administrează actuala putere criza? Păi, având în vedere că încă stăm bine, mă rog, în măsura în care putem sta bine în condițiile astea, cred că cât de cât ok. Avem, ca să luăm așa la rece, avem doar 400 și ceva de morți. În condițiile în care Italia raportează atâția, Statele Unite, ieri au fost, îmi spunea sora mea că au depășit 34 de mii de morți per total, cred că stăm bine. Americanii cum apreciază pe Trump? Uite că mi-a venit acum. Poftim? Sora, ce spune despre Trump? Cum apreciază? Să nu spuneți că e democrată. Nu este democrată. Nu. De fapt, toată lumea îl critică pe Trump și toată lumea râde de el, dar de fapt îl apreciază. De ce? Pentru că dorește să relanseze economia. Da. Sora mea fiind, v-am spus, fiind democrată și cetățean american, e nemulțumită că o să o scoată din nou la serviciu, o să plece la serviciu. Cum adică? Pentru că măsurile pe care guvernul american vrea să le ia
sunt oarecum contradicție cu respectarea normelor de protecție împotriva coronavirusului. Că o să fie foarte bine, că de acum încolo vom fi bine. Și americanii, în general, nu prea respectă, din ce spune sora mea. Se plimbă liber ca păsărelele. Da, am înțeles că ei povestea și Cornetă Băcaru, care era în Costa Rica, dar experiența lungă americană, că într-adevăr că americanii, paradoxal, nu respectă, nu-i așa? Deși la ei acum sunt numărul cel mai mare de morți și de victime. Deci putem spune că democrații sunt pentru respectarea distanței sociale și republicane pentru relansarea economiei? Putem spune și acest lucru, sigur că da. Se poate spune. O întrebare pe care am pus-o tuturor celor de înaintea noastră și o să o pun. Spuneți-mi, acum suntem în România, autoritățile sunt în faza apocaliptică. Când credeți că o să înceapă și autoritățile noastre, ca și celelalte autorități occidentale, să vadă luminița? Păi, probabil pe la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie. Iunie? Eu cred... Credeți-mă și pe mine, aș vrea, știți de mult aș vrea să fug acum la munte, la Sinaia. Da, corect. Deci credeți la sfârșitul iunie, Debe? Pe la sfârșitul iunie, da. V-ați făcut pesimist. Eu vă mulțumesc, domnul Crivă, sunteți un, am și scris un foarte bun reporter, aștept să mai ieșiți odată din pârlog, din underground, din subteran. Eu vă spun Paște fericit și aștept de reportajele dumneavoastră, eventual poate, dar n-aveți cum să ajunge la Siliștea Gumești. Cum o fi arătăm la Siliștea Gumești? La Siliștea Gumești, după ce s-a dat prima amendă, acum vreo 3 săptămâni. Da, prima amendă în Siliștea Gumești? Da, de 5.000 de lei. Cât? 5.000 de lei, prima amendă, pentru că plecase unul, luase și un pic la mustață, se ducea la magazin să-și mai cumpere ceva. Da. Și l-au prins și el a fost primul amendat, acum vreo 3 săptămâni. Și în rest, cum stau ței din Siliștea Gumești, că se duceau de obicei la crâșmă? În casă, totul e pustiu în sat, totul e pustiu. Nici măcar pe bătătură nu-i mai vezi, din ce spun ai mei. Da, eu spun Siliștea Gumești, ce este Moromeții, satul. Da, deci nici măcar, nu mai merg la fierăria lui Ocan, nu-i așa? Nu, absolut deloc. Toate cărciumurile sunt închise, fierăria oricum e desfințată de mult. Am înțeles. Și s-a dat și prima amendă, a doua s-a dat, nu. A doua, din câte știu, nu. Dar a fost suficientă una ca să-i sperie să stea în casă. Am înțeles. Știri încă o dată. Paște fericit. Mulțumesc. Mulțumesc la fel și dumneavoastră la fel.